make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din Road to Division 1 de la FIFA World. Înainte să începem, nu uitați să lăsați un like și subscribe dacă susțineți această serie de FIFA World. Bun, să vă arătăm noua noastră echipă, echipa pe care am reușit să o construim. Vom face o echipă cu jucători din Anglia. Avem un chemistry mai slab, dar o echipă bună. Doi atacanți din Anglia, Graziano Pele și cu Adebayor. Iată și trei fundași, la fel din Anglia, foarte buni de gold. Așa, de la Crystal Palace, Newcastle și Aston Villa. L-avem și pe Markovic, un mijlocaș foarte rapid. Maxim și cu Ilie Aramendi au rămas în continuare la echipă. În general, de fapt, am făcut niște schimbări mai bune, spun eu. Vom face o echipă, după cum mai spuneam, din Anglia și sperăm să fie o echipă foarte puternică cu care să promovăm destul de ușor. Poate să nu pierdem deloc. Cu toate că acum nu avem nicio victorie și așa am sperat să rămână. Bun, am găsit și un oponent cu care să jucăm. El și-a ales tricoul, ne-am ales și noi. Are o echipă destul de slăbuță, mai slăbuță decât a noastră. Nu prea are cel mai bun chemistry pentru că nu are echipă făcută după un campionat. Și începe meciul, primul meci din divizia noua noastră, unde vom vedea dacă suntem pregătiți pentru acest nivel mai înalt. De asta am făcut și transferuri mai bune. Pasă bun acolo pentru puternicul Adebayor, care se luptă frumos. Adebayor în careu, Adebayor în poziție de șut. Oh, trage, dar mult pe lângă poartă șutul lui Adebayor, care din păcate nu reușește să îi dea efect balonului. Markovic pentru Adebayor, șutul lui Adebayor prins de Suski. Suski a reușit să prindă acest șut plasat bine, dar nu foarte puternic al lui Adebayor. Acum Maxim la balon, foarte frumos Maxim pentru Markovic. Markovic în poziție de șut, trage în brațele lui Suski. Am avut câteva ocazii bune, dar șuturile nu au fost atât de puternice încât să îl învingă pe portarul ăstuia, care îl are și pe Dirkait la echipa sa. O foarte frumos Adebayor îl vede urcând pe Tarab. Tarapt, pasă excelentă pentru Pele, Pele gol! Graziano Pele deschide scorul în minutul 20. Am mai jucat un meci cu acest Pele și a făcut o dublă, a fost un meci foarte bun făcut de acesta. Acum reușește din nou să deschide scorul, să sperăm că va mai face și acum o dublă, de ce nu? Foarte bine a reușit să-l învingă acolo Pele, dar a fost misiune ușoară, a fost o formalitate de îndeplinit acolo la Pele. Foarte frumos Adebayor, hai, du-te Adebayor, Adebayor are viteză, Adebayor, hai Pele, gol! Ai de capul meu, nu a reușit să dea gol, din păcate Graziano Pele, ar fi fost ceva frumos, o dublă destul de rapidă făcută de el. Adebayor încă o dată pentru Markovic, chimie bună între acești doi jucători. Markovic foarte frumos, Markovic, a fost o intervenție bună a fundașului. Markovic își depășește ușor doi adversari în viteză. Markovic se duce, este în careu. Markovic și poate de șut. Go! Bară din nou. Asta a fost bara lui Markovic. Bară. Nu a trebuit să mă grăbesc acum serios. Mai bine să vedem rezultatul șuturilor. Markovic a avut totuși prin planul acolo. A tras puternic, dar nu a tras plasat pe poartă măcar. Dirkait acolo trece ușor de Babarici. Babarici și Maxim face pressing și el. Nu știu dacă are cea mai bună apărare Alexandru Maxim. Foarte bine acolo Tarab. Pentru Adebayor se duce prima repriză 1-0 după golul lui Graziano Pele din minutul 20. Oh, nu e bine acolo. Sherry recuperează în apropierea careului. Foarte bună intercepție. Contraatacul nostru. Să vedem ce vom scoate la această fază. Sunt câțiva oameni ai noștri care sunt posibil bune de a primi pasă. Adebayor, excelentă preluarea lui Adebayor. Adebayor, 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 gol! Face dublă Graziano Pele, golgeterul nostru. Adebayor a fost aici altruist, a reușit să dea pase, dar a fost o pasă ușoară normal, a fost singur el cu Pele acolo, singur cu portarul 2 in și era imposibil să nu fie gol. 2-0, minutul 58, reușește să facă o dublă Graziano Pele după un contraatac foarte bine construit de echipa noastră din apropierea careului nostru. Iată acum Pele încearcă să revanșeze pentru Adebayor, din nou preluare excelentă, Adebayor pasează încă o dată și bară, din păcate ratează Alexandru Maxim, inexplicabil Adebayor, poate că aici trebuia să fie mai egoist.
Dar totuși Maxim nu trebuia să rateze la faza asta. Îl dominăm clar pe băiatul ăsta care-i năucit. O pasă lui Show pentru Sherry, din nou Sherry periculos. Sherry, oh Sherry, ce bine intră Vlar, excelent acolo. Și din nou încercăm să plecăm pe un contraatac, dar Maxim încă o dată greșește. Lovitură liberă de la 37 de metri pentru noi. Adebayor alege o pasă simplă la Markovic. Urcarea lui Vlar, șut slab, șut foarte slab, a tras acolo peste poartă, dar o lovitură liberă de la distanță mai mică, de la 28 de metri. Ilia Ramendi bate, dar nu prinde poarta, din păcate. Ilia Ramendi a încercat o execuție grea, dar aici ar fi fost bun un Ronaldo. Adebayor foarte bun la cap, acum iată-l pe Pele, Pele, fake shot, Pele, nu trece, din păcate. Recuperăm prin Tarab, că pe ce să piardă totuși. Maxim e obosit și nici pasa lui nu este foarte bună. Oh, mare grijă la Dirk Kuyt, reușește să recupereze. Centrare, apără Keylor Navas, cât de bine apără Keylor Navas această lovitură de cap, ce frumos. De ce un portar excelent, am mai jucat noi un match care am încercat să-l filmăm și nu prea a mers, dar și-a apărat excelent. Iată pe Grațiano Pele, acolo nu reușește, din păcate, să treacă de această dată Pele. O pasă bună Adebayor, întoarce mult balonul Adebayor. Pele, Pele, foarte frumos, Adebayor, un 2 cu Pele, Pele, Pele pentru Adebayor, Adebayor, 3-0, instrucție până la urmă, marchează și Adebayor și din pasa lui Grațiano Pele s-a revanșat în sfârșit și italianul. Adebayor nu a mai dat pase aici, a dat și el șut și a reușit să marcheze, poate un meciul pentru noi acest jucător, acest atacant de valoare, Adebayor. Wow, marcăm chiar și minutul 90, câștigăm cu 3-0, un meci ușor făcut de echipa noastră, foarte bine va chiar făcut, o victorie bună, să dăm continui și să vedem câți bani am reușit să luăm din această victorie. Primele noastre 3 puncte, primul nostru meci din această divizie, am luat 511 coins, foarte, foarte buni, așa, și 150 de coins și un patch de silver pe care îl vom deschide. Pe noi ne interesează mai mult contractele și chestiile astea, pentru că jucătorii de silver nu știu dacă avem mare lucru ce să facem cu ei, cu toate că încă avem jucători de bronz bun, dar nu sunt jucători care să ne folosească de silver, deci mai mult vom băga tot în club, totuși n-am mai vândut nimic și cu câțiva coins acolo nu ne îmbogățim. Avem 1111 coins. Vom mai juca un match, dar uite, este accentat Maxim, adică probabil obosit, pentru că și așa a avut câteva probleme. Îl vom schimba și nu cred că poate să stea nici la rezerve Alexandru Maxim. Poate? E bine dacă poate. Așa. Este bun și acest William Carvalho, dar nu poate, este accidentat, după cum spuneam, și nu poate sta la rezerve. Așa că îi dăm un, cum se numește aia, am și uitat cum se numește, dar vânda cum de, da, un leucoplast să-i dăm. Dar, da, și chiar la mână are probleme. Așa, dar i-ar mai trebui încă unul, wow, dar nu și-a revenit. Sper să nu fie probleme grele pentru el, l-am și antrenat, dar are nevoie de leucoplaste de-astea. Și nu prea avem leucoplaste bune, adică de silver măcar, să-l scoatem momentan din echipă. Deci îl băgam de la rezerve, l-are, care nici măcar banca nu prind, cu toate că avem și jucători de silver, așa este. Bun, continui să căutăm un oponent. Nu avem nici cel mai bun atac, cea mai bună apărare, cel mai bun mijloc, dar o echipă bunicică, și ăsta are ca al nostru, hai că ne l-a schimbat și noi și l-a schimbat și el. O echipă bunișoară, dar uite, are 10 meciuri și 10 victorii, nici o înfrângere, nici un egal. Sper să nu ne fie foarte, foarte greu. Și începe meciul, ce era destul de interesant, avea chemistry mai mult ca al nostru, dar avea chemistry doar pe partea dreaptă, pe partea stângă era numai roșu. Markovic începe tare, se vede viteza lui Markovic foarte bună, care este pusă în practică. Markovic poate să salveze acea minge, din păcate n-a salvat-o foarte bine, nu ne așteptam să vină acest balon la noi. Iată-l acum pe Ibarbo, Ibarbo este un atacant bun, rapid și puternic, pasă pentru Markovic încă o dată, numărul 7 al nostru, te joc în picioare dacă îi faci ceva lui Markovic. Carvalho, pasă bună și Pele, gol! Pele marchează pe bandă rulată, dar fază făcută ca la carte, a mers ca pe sfoară minge aici, Pele dedică golul copilului său.
Foarte bine a pasat acolo William Carvalho, parcă este mai de folos decât Maxim. Și uite, n-am observat, dar adversarul nostru are o emblemă de la Braga, nu Praga, da, ba da, Braga, cred că este oricum o emblemă a unei echipe din Portugalia. Oh, foarte bine acolo, Adebayor scapă, 1-1 cu portarul, Adebayor, Adebayor, hai Adebayor, Adebayor, 2-0 marchează și Adebayor, atacanții noștri foarte buni din Anglia reușesc să marcheze mai bun decât atacantul său, Ibarbo. Adebayor a trecut frumos, s-a desprins de portar și a reușit să marcheze cu poarta goală, foarte bine Adebayor, excelent Adebayor. Este 2-0, minutul 37, prin golul marcat de nimeni altul decât Adebayor. Să nu uităm că acest Adebayor a jucat și la Real Madrid. Iată-l, o nouă pasă către el, care poate scăpa singur portarul, îl scoate din nou portarul. Poate că trebuia să ne grăbim să facem, să dăm o scăriță dacă se putea. O greșeală mare a lui Navas, nu se poate, i-a dat mingea în piciorul Williams, a dat săracul poarta goală. Ce greșeală a lui Navas, chiar când mergea totul bine, a apărat excelent și a făcut o greșeală inexplicabilă. Noi, ce Navas, mă, că noi am fost neatenți, neatenția asta costă mult, grava, strică mult treaba. Greșeală mare a lui Mâță, nu a lui Navas, dar foarte bine, uite, trage pe lângă poarta de Bayor, cât de bine face prelore acest atacant puternic, masiv și foarte, foarte bun, este destul de rapid pentru un om atât de înalt, bună de Bayor. Oh, nu e bine, nu e bine, sau acolo iese portarul nostru, fac, este, doamne, scăpăm cu multă, multă minune, cu mare minune, el are 10 meciuri, 10 victorii, vă spuneam, sperăm să-i stricăm această serie fără înfrângere, fără nicio înfrângere, dar sperăm ca Ancel să nu ne o strice nouă, pentru că avem și noi 7 meciuri, 7 victorii. Oh, Ilia Ramendi, ce călcâi frumos acolo al lui Ilia Ramendi, tarapt, foarte bine la Pele, Grațiano Pele pentru Adebayor, din prima la Carvalho, retrimite lui Adebayor. În prima repriză Carvalho a avut o pasă de gol la golul lui, da, de fapt în primul, dacă mă știu, la golul lui Pele. Pele încă o dată, foarte frumos Adebayor, un 2 cu Pele, Pele a fost acolo luat în viteză, are jucători rapizi acest adversar care îl întâlnim. Așa, niciodată să ne mai grăbim atât de mult. Încercăm să găsim soluții concrete. Pasă pentru Ilia Ramendi în careu. Ilia Ramendi, Ilia Ramendi, Ilia Ramendi trece! Ilia Ramendi! A încercat la colțul scurt, dar nu a reușit să-l învingă pe portarul advers. O pasă acolo în careu, poate mergea un șut, cel puțin pe colțul scurt, poate că balonul intra. Ibarbo, Ibarbo, nu e bine, Ibarbo are viteză, iese Navas, nu se poate, apără Navas, apără Navas, Doamne ajută, un șut peste poartă, scăpăm, Navas încă nu și-a spălat păcatele, sperăm să nu ia gol în meciul acesta, Ilia Ramendi din nou cu călcâiele, haide frate că nu ești, știu eu, olandez sau ești spaniol, Doamne, Doamne. Pasă acolo pentru Saure, trimite lui Barbo, haide, haide, Bubara, n-am deposedat, dar Navas, foarte bine, este la post Keylor Navas, costaricanul, dacă nu mă înșel, Grațiano Pele, Pele foarte bine, are viteză bună Pele, cu noroc rămâne mingea la Ilia Ramendi, Marković nu prea s-a mai văzut în această repriză, iată pe Carvalho, pasă slab acolo pentru Tarap. Ibarbo acolo unul cu Babarici, Babarici încearcă să-l oprească, nu poate să facă nimic lui Ibarbo. Oh, balon respins acolo, n-au, dar nu, iau pentru noi, nu, n-a fost respins, bine că n-a fost respins. Oh, dar de mult noi am mai văzut în practică viteza lui Marković. Iată acum pe Ilia Ramendi, Ilia Ramendi foarte bine acolo pentru Adebayor, 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 foarte bine pe de mare, gol! Adebayor în minutul 90 închide meciul total, nu mai este nicio șansă pentru adversarul nostru. Adebayor ne scapă de orice emoție, parcă ar făcut Pele un 2 cu bara sau nu știu, a dat pase, a jucat cu bara jucătorii noștri, a fost un triunghi acolo, Pele la bară, bara a venit înapoi, a dat pasă lui Adebayor care a marcat cu poarta gol, zici că a fost gândită faza asta. 3-1, nu mai avem niciun dubiu pentru că am câștigat direct 3-1, încă o victorie, i-am stricat seria de victorii fără înfrângere și iată că noi nu ne-am stricat-o pe a noastră, ce meci am avut aici, foarte spectaculos, am reușit să facem 6 puncte din 2 meciuri, din 6 posibile, 476 de coins și mai avem și am mai făcut coins normal. Bun, acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like, subscribe și tot acâmul, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!